Stomacul, organul esențial pentru digestie, este sensibil la ceea ce mâncăm și adesea reacționează la obiceiurile noastre alimentare, dar și la stresul zilnic. Indigestia, arsurile gastrice și alte afecțiuni pot fi ameliorate printr-o alimentație corectă, bazată pe alimente care funcționează ca medicament pentru stomacul nostru. Alimentația poate influența în mod semnificativ sănătatea stomacului, fie ameliorând, fie agravând simptomele afecțiunilor gastrice. Printre cele mai comune probleme se numără indigestia, refluxul gastroesofagian, ulcerele și sindromul intestinului iritabil. O dietă echilibrată poate ajuta la menținerea funcționării normale a stomacului, la prevenirea iritației și la ameliorarea simptomelor neplăcute. Care sunt alimentele benefice pentru stomac? Ghimbirul are proprietăți antiinflamatoare și antisep fiind eficient în reducerea grețurilor și a inflamațiilor din tractul gastrointestinal. Bananele sunt ușor de digerat și bogate în pectină, o fibră solubilă care ajută la digestie și la ameliorarea constipației. Ovăzul, această sursă de fibre solubile ajută la protejarea mucoasei stomacului și la stimularea unei digestii sănătoase. Iaurtul, bacteriile probiotice din iaurt promovează sănătatea florei intestinale și ajută la reducerea inflamației din tractul gastrointestinal. Menta Infuzia de mentă are un efect calmant asupra stomacului, reducând crampele și durerile gastrice. Ardeiul gras, bogat în vitamina C și antioxidanți, ardeiul gras poate ajuta la reducerea inflamațiilor și la protejarea mucoasei stomacului. Ceaiul de mușețel este cunoscut pentru efectele sale calmante și poate reduce iritația stomacală. Aloe vera, consumarea sucului de aloe vera poate calma și proteja mucoasa stomacală, reducând inflamația și favorizând vindecarea. Papaya. conține enzime Numită papaină, care ajută la descompunerea proteinelor, facilitând digestia. Totuși, pentru problemele persistente, consultați întotdeauna un medic pentru a primi un diagnostic precis și un tratament adecvat, relatează Realitatea.net.